Deci când, când mergeți la Berceni? Nu mai mergem, mă, că tot aia iar doamne ferește. Au înțeles mesajul nostru, știu despre ce este vorba, băieții sunt concentrați pe meciuri, astea i-au pierdut. Cu Rapidul nu-i nimic, mergem înainte. Dacă pierzi și cu Dinamo, e groasă. Nu, cred că e groasă. Cred că nu. E liniște sau cum? Nu mai aud nimic. Ești acolo. A tăcut el. Nu, eu nici nu vreau să înțeleg chestia asta că va pierde cu Dinamo. În primul rând, valoarea jucătorilor. În primul rând, atitudinea pe care trebuie să o aibă în teren, mai ales la meciul cu Dinamo, pentru că ei știu ce s-a întâmplat înainte cu două etape și nu are rost. Păi de ce crezi, Gigi, că vor avea altă atitudine cu Dinamo decât au avut-o cu Rapid? Pentru că Rapidul era echipă din primele locuri și așa mai departe. Poate au înțeles și ei ce înseamnă pentru noi unde. Poate până acum le-au tratat așa, cu indiferență, dar acum cred că au înțeles despre ce este vorba. Ai mai avut discuții prin vizitele tale pe acolo cu liderii vestiarului referitoare la meciul ăsta și la ce s-a întâmplat cu Rapidul? Haideți să spun ceva. Eu nu merg la echipă să discut cu ei sau să fac anumite lucruri. Eu merg să transmit suporterilor atitudinea lor. Acum la meciul ăsta am vrut să o fac cu anumiti jucători și să transmită suporterilor să vină alături de ei pentru că echipa are nevoie de suporteri. În general, fotbalul românesc are nevoie de suporte pe stadion și din cauza asta am luat această hotărâre să merg să fac acele live. Dar vedem acum, mergem mai departe, vedem ce s-a întâmplat la meciul următor și ne vom susține echipa în continuare. Ce știi tu de, ce știi de jucători, Gigi? Că mai vorbești cu ei. I-am văzut, au fost la antrenament, au fost mobilizați foarte bine și așteptăm meciul de duminică. Coman, Olaru, băieții de la Națională? Nu, Coman nu a fost. Dar Au avut liber ieri, da. Da, a avut liber Coman și au făcut antrenament băieții. Am transmis suporturile ce am avut de transmis și fiecare la domiciliu. Fiecare la domiciliu. Deci ca să rezum, apropo de bilete, sunt undeva la 9200 de bilete care le-ați primit și vândute. Cam așa. Da. Vândute până în acest moment, astăzi vine. Până în acest moment sunt vândute peste 5500 de bilete. Peste 5500, două zile jumate până la meci. Auzi, ce se întâmplă cu biletele alea care nu se vând? Voi le-ați plătit, bănuiesc, pe toate, nu integral. Nu. Au fost băgate online. Da. În afară de ce am luat noi și ce vom mai lua noi, galeria, cu banii jos. Și ce să vorbim de continuare pe online. Deci nu s-a pus problema voi să solicitați 9000 de bilete, să le plătiți, să le vindeți voi pe urmă. Nu. Clubul Dinamo au spus că vor pune un link cu bilete și ne cumpărăm de acolo. Pentru suporterii steliși, dedicat suporterilor FCSB, nu? Da, înțeles. Nu, că vreau să vin și eu la meci, de-aia te întreb. Și te ducem pe luza lor? Păi, dacă îmi dai bilet, cum ai dat și pizza aia? Păi de multe ori am zis să vă trimit pizza și să-mi spuneți când aveți emisiunea ca să pot să vă trimit. A, că tu, auzi, să tu, fie nu știi, caldă, tu nu știi când avem emisiune. Să fie caldă, de aia. Uite, îți promit când aveți. Luni sau nu, îți spun, marți la ora 13:30, Suflet de Rapidist se numește. Suntem aici. Nu, mă, la tine, tu să mănânci decât coaja la pizza atâta. Nu trebuie să... Ai și zis, domne, că vă bani. E bună și coaja. Auzi, atunci poți să o trimiți luni, când se face analiza la Dinamo cu FCSB, e și Hori aici, așa că... O să mănânce și Robert, cred că. La 10 jumate, clasic. La 10 jumate, clasic. 10:30 începem, 13:30 terminăm. La 10 jumate aveți 10 pizza. În condiții bune. Chiar dacă bate Dinamo? Auzi, mai am o rugăminte. Promisiune. Îmi cer scuze. Știu că nu sună bine pentru voi, dar la mine să fie peste 4 formagi. Nu e o problemă, Robert. Mulțumesc. Și nu e o problemă. Mulțumesc frumos, să fie primit. Da. Deci, da. Gigi, oricum, nici nu te gândești la varianta asta să nu bateți Dinamo. Păi nu poate să gândească nimeni la ora asta, cu toate că Dinamo nu-i de neglijat, pentru că știți foarte bine, se joacă la ambiție. Ei, și să mai întâmplă o chestie. Chiar dacă Dinamo este în poziția unde este,
gândiți-vă că Dinamo joacă cu ambiții, joacă cu pentru suporteri și nu trebuie să fie tratat jocul cu o nonșalanță așa și cu vezi, Doamne, gata, asta e mai bun. Nu, pentru că e o problemă. Dinamo joacă pentru suporteri și gândiți-vă că la meciul cu Craiova, dar abia ai bătut Craiova cu 1-0. Da, corect, corect. Adică nu trebuie tratat meciul așa cu gata, numai e Dinamo, îi batem 100%. Nu e chiar așa. Gianni Chiriță a fost cu noi în direct acum vreo oră și era printre puținii care a spus batem, nu știu cum, dar batem. Cu un penalti, cu un roșu, cu... Da. Dinamovist, ce să spunem? E normal că e dinamovist, pur sânge Chiriță, am spus-o și o știu foarte bine. Fiecare este optimist în felul lui, mai ales că Gianni Chiriță e dinamovist. Și speră ca echipa lui să câștige. Și exact cum și noi spunem că sperăm să câștigăm fără probleme. Dar da. Dinamo nu este de neglijat. Le-a spus și Bănel. Speră să câștige, dar de la meciul următor. De luni încolo. De luni încolo să câștige Dinamo, să scape de retrogradare. Da. Deci doar 3 puncte duminică. Atât. Și nimic mai mult. Mai mult nu mai vrem. 3 puncte să plecăm fericiți acasă. Vorbeam acum 2 săptămâni că erau șanse destul de mari ca Vlad Chiriche să revină la meciul cu Dinamo. Uite, s-a întâmplat să decide să se opereze până la urmă. Cât crezi că va conta până la urmă absența lui de 3-4 luni? Da, știu foarte bine că eu am vorbit cu Chiriche înainte de meciul cu Rapid și ne-a zis că nu poate să joace. Adică se simțea bine, dar mai avea dureri, exact cum v-a spus și Beme. Dar mai bine pentru el că s-a operat și sperăm că am 2-3 săptămâni să-și revină. Important este ca cei care joacă în spate acolo, Inghezana sau Daua sau cu cine mai joacă Haruț. Pe linia de fund. Daua cu Inghezana. Da, să facă bine și să luăm cele 3 puncte. Da, Chiriche, când ați vorbit voi înainte meciul cu Rapid, era ok, dar se gândea că joacă cu Dinamo. Exact asta era situația atunci. Că mai urma și pauza pentru echipa națională și au apărut durerile alea ulterior. Da, asta este. Ce o problemă, noi suntem alături de el și nu se pune problema să vorbim ceva de Chiriche. Dar abia l-așteptăm să intri pe teren. Mobilizează foarte bine în spate acolo, știe să-i așeze în teren. Până va reveni Vlad, trebuie să se ocupe Coman și Olaru de organizarea asta și, sau cine se ocupa. Cine să fie liderul în teren până revine Chiriche? Nu mai contează, tot să fie lider, dar nu mai să bată din nou. Am înțeles, mulțumim mult de tot, Gigi. Să fie un spectacol frumos, să fie stadionul cât se poate de plin. Să dea Dumnezeu, pentru că asta are nevoie fotbalul românesc la ora asta, de suporteri. Da, am văzut și la meciul național că avem nevoie de suporte și ce frumos arată un stadion plin care se bucură pentru rezultate și pentru performanță. Mulțumim mult, o zi bună și weekend. Numai bine. La revedere. Liniștit, cât o fi de liniștit. Mai ales la, înainte de asemenea meci nu poate să fie liniștit. Da, e bine că Gigi Mustața a lămurit și această problemă, reacțiile și acuzele care au venit dinspre Steaua cu invitațiile gratuite care apar în peluza nord a celor de la FCSB.